Bine te-am regăsit la o nouă lecție de genetică. Astăzi vom vorbi despre transmiterea ereditară a unor caractere umane normale. Este vorba despre factorul RH. Pe parcursul lecției vei putea descoperi modul în care se transmite acest caracter în urma rezolvării situației problemă pe care ți-o propun. În cazul persoanelor cu RH pozitiv, acestea pot fi homozigote sau heterozigote, în funcție de prezența genei dominante, ce determină proteina D în stare dublă sau simplă pe cromozom. Persoanele cu RH negativ prezintă gena recesivă în stare dublă. Rezolvă situația problemă, argumentează fiecare răspuns al cerințelor și formulează concluziile. Transfuziile repetate cu sânge de la RH pozitiv la RH negativ pot provoca reacții severe ce duc la distrugerea globulelor roșii.